Cuvale mărilor, continuăm cu mamut. Deci, cuvale mărilor, deci a fost promisiunea din partea președintelui Cârmigi Știință că va finanța proiect pentru cuvale mărilor, înseamnă că nimic nu mai e finanțat. După asta, în 2011, a fost o întâlnire cu domnul Chirtoacă la publică de avea. După ce am prezentat descoperirile mele din 2010, mi-a propus ca să vin la primărie, la direcția arhitectură, să înaintez un proiect ca pe Mavu la lac, să facem un muzeu. Spun materiale care nu sunt la Balea Mărului, care le-am prezentat, care sunt materiale extraordinare din punct de vedere științific și de popularizare, să le punem în muzeu. Este să mai punem niște tablouri. Am dus la direcția primărie, le-am înaintat un proiect, nu le-a părut lor bănos și nu. În primul rând m-am dus la viceprimar, la domnul... Grozavă, cred că. Domnul Grozavă, da. Și, da, mai întâi am intrat la doamna Moțpan. Doamna Moțpan, zic, iată, uite, sunt invitat la... Zic, la cine sunt? Asta mă gurzau cam domnul Chirtoac noi. Și într-o domnul Chirtoac, ea m-a dus acolo, m-a recomandat. Și îi spun domnul Gurzau, zic, domnul Gurzau, e că atunci pe Valea Mărilor, pe Mal, apoi la Valea Mărilor, dacă țineți minte, erau două clădiri pustii. Prima, între prima scară și a doua, când te uiți la Universitatea de Stat, era un fel de bar, un fel de bodegă, un fel de berărie, care era liberă. Zic, ca să nu construiți dumneavoastră clădire, se poate chiar acolo de făcut. Sau a doua variantă, partea opusă de Mal, unde am să poate în partea la Stadiul Salvare, era o clădire rotundă, așa unde era un fel de stație de pompare a apei, pentru un havuz care ieșea în lac. Și acolo erau două camere, destul de spațioase. După un domn Grozav, chestiunea asta, zic, hai, nu, asta nu e serios. Asta nu e serios, era dimineață. Dați-l proiect, trebuie o clădire ca lumea, bun. Eu am plecat la lucru, 3 ore, vin înapoi la domnul Grozavă. Cu alt, 3 ore, repede am plecat, am cules, clădirile pe malul lacului, acolo pe unde e plajă. Așa, cu două etaje, subsol, în subsol punem colecții care să mai găsim acolo, primul etaj. Deci primul etaj să fie sal de expoziție, al doilea etaj, bibliotecă și sală pentru video sau conferință. Ina, bun, eu spun că merge. Mă duc la direcția arhitectură în aceeași zi. În aceeași zi primesc mulțumiri la direcția arhitectură. Vă mulțumim că contribuiți la... Bun, tare și tare. Tăt cu sculptor. Trece unul, trece două. Nimic. Mă duc la direcția arhitectură. Trebuie ca dumneavoastră, ca eu să mă duc. Iosnoc, la două ministere, la Ministerul Culturii și la Ministerul Mediului, ca să-mi dă voie să taie niște copaci acolo, ca să ridice clădirea asta. M-am dus eu într-un loc și în altul, bun, le-am dus documente. Le duc înapoi, nimic. Murit. Birocrație. Acum spuneți-mi dumneavoastră, dacă aveți să miște cineva acolo, măcar un deget, și aveți să fie măcar un mic muzeu pe la Balea Mărilor. Acolo doar vin acum, când oamenii n-au instituții, nicăieri cu COVID-ul ăsta și tot nevoile ăsta. Stuc și plimbă acolo. Oare n-ar fi fost frumos? Să fie măcar un mic muzeu acolo. Cu descoperirile de acolo, de pe Balea Mărilor, de pe Mal de acolo. Cu vârstă concretă, cu datare concretă, cu piesele care le-am găsit eu acolo. Oare n-ar fi fost frumos? Nu. În Portugalia am văzut un loc unde sunt urme de dinozauri și vin turiști caută de pe Google să vadă urmele de dinozauri. Bine. De la noi oase deci, de mamut cu urme de sulițe sau de săgeată. Și... Concluzia care? Indiferență? Indiferență. Eu măcar, iertați-mă, fraților, eu măcar m-am zbătut și am mușit. Și am înaintat documente, și am alergat și am bătut în cabinete, uneori cu piciorul în sus ușă.
Uneori nu s-a deschis, uneori e bun. Dar eu măcar am încercat. Atunci se rămână pe obrazul lor. Așa e. Deci numai chertoacă, ce bani nu s-a mai interesat, da? Nu ceva, ultimii doi ani nu. E bun, ceva îmi poate nici nu știi despre asta. Poate. Că asta a fost în 2011. Da, da. Nu contează asta. Dar eu cel puțin, eu am încercat ceva să fac. Eu m-am zbătut. Oasele sunt și acum la... Optim, tot pot fi valorificate, încă se mai pot face săpături, am înțeles, după asta, plajă acolo, nu? Da, cu săpăturile. Acolo, în afară de cei, cam eu am salvat unde pot scorțit lacul, între... Da, mă, dar la fundul apei lucrat, că era iazul secat. Între plajă, și-a rămas între partea de nord a plajei și între gardul la stația de salvare, eu am făcut cu un coleg de meu un șurf, un sondaj. 2-4 metri, și adâncimea, am ajuns la 4 metri și ceva. La 3-25 metri, la suprafață, unde e plajă. Am ajuns, am găsit noi acolo și iar oasă de mamut, vetre de foc, dinți de mamut, deci acolo se mai poate încă de evaluat. Apoi și-au pus 3 metri de năsip și-au făcut plaja aceea sau cum? Lacul ca tare, e artificial. Da, da. El a fost săpat artificial de când Leonid Ilich Brejnev... Consumuliști, da, 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 așa se numea el, Leonid Ilich Brejnev a fost cândva liderul consumului Moldova. Da, da, da. Și el conduce cu săparea lacului ăsta. Noi am avut noroc că ei când au săpat, ei nu au ajuns până la nivelul cel unde au fost oasele mamat. Aha, aha. Ei nu au ajuns. Ia că am avut noroc și am găsit. O leacă mai dâncă. Când au început să drapine, n-am avut așa. Și acum pe plajă, între plajă, în partea nord a plajă și între gardul de la stația de salvare, am făcut șurf și ala, groapa și aia, și acolo se poate salva încă multe. Și atunci în proiectul ăsta, care l-am dat de la primărie, am scris că acolo se poate descoperi tot suprafață, de 15-10 metri pătrați. Și să arăți oasele la locul unde au fost găsite. Și lăși pe loc. Le conservezi, torzi, sticlă ceva și... Le conservezi, pui o sticlă deasupra, faci o scăriță și oamenii de sus coboară pe scară, merg pe sticlă, și uite sub sticlă că oasele le lăsăm așa. Și cremi le lăsăm așa. Sunt cremi, nu de cremi, care oamenii preistorici au drăpânat carne pielea, da, cine știe. Lăsăm pe loc. N-ar fi fost frumos asta. Eu am înaintat la primărie chestiunea asta. Indiferență totală. Iertați-mă, fraților. Indiferența o să distrugă lumea voastră. Republica voastră o să o distrugă indiferența. Eu mă vor să facă unire. Și în România e cam tot așa indiferență. Asta e altă întrebare. Da, da. Dar măcar eu măcar m-am zbătut. Ați rămas indiferență, fraților? Eu mai am puteri. Poftim. Dați-mi... După asta, a fost publicat în 2012 un articol în toate întâlnări, cu darele preliminare. Limba engleză, sigur. Articolul Factul Impact. Bun, așa că înțeleg ce înseamnă și revistă cu Factul Impact. Nu e revistă care e bună, care o citești, unde vrei să o găsești. Acolo să găsești un articol în trâns, sau puteți să plătești 35 de euro ca să o cateți articolul ăsta. Nu contează. După asta am publicat alt articol cu colega mea din Franța, Leticia Demey, care e un mare paleozolog, lucrează la Institutul de Paleontologie Umană. Ea a venit în coașe cel puțin de 4 ori. Am lucrat cu dânsa cu oasele cele care le-am găsit la Valea Morilor. Am publicat deja 3 sau 4 articole cu dânsa împreună. Despre Valea Morilor, despre alte descoperiri din Republica Moldova. Eu mă zbat. Reveste științifice, nu de reveste asta. Reveste științifice, pentru... nu de valoare, nu de foaie verde care sunt publicate aici în Republica Moldova, că nu în limba română. Mm-hmm. Limba engleză, sigur. Eu mă zbat și public și promovez știința asta paleontologică. Și zdobitoși cei care spun că Academia de Știință nu face nimic, care distrug Academia de Știință. Să știți, domnilor, că în Academia de Știință mai sunt încă oameni care mai fac treabă și publică în articole hăta. Eu am mai mult de 150 de articole publicate. Încă 10 articole sunt date la tipar în reviste cu Factul Impact. Dintre care? Factul Impact este 1 și ceva, acolo 0, cât se face. Anul ăsta trebuie să mă pară încă 10, încă nu sunt publicare. În reviste cu Factul Impact, cu 5-0, cu 7-0.
Așa ceva, în institutul meu, nu a scris nimeni. Măcar că ești doctor, ducă de handicapasuri, cum dorești, cum numești, că ești profesor. Eu nici măcar nu sunt doctor. De eu mă zbat și public și sunt recunoscut. Așa cum sunt eu, fiindcă n-am avut noroc de un profesor, de un conducător științific care s-a văzut joc de mine toți anii și care a avut invidie. Deci mamuță de 20.000 de ani, oasele cele, dar dinozaurul cu dințul acela sau celălalt, crocodilul preistoric, era de milioane. Și toate găsite în Moldova sau chiar în Chișinău? Deci la Valea Mărilor, Chișinău, este Polipticodonul la Otaș, în râpă la Izvoare. La Polipticodonul are în 93-99 de milioane. Deci cred că e superior. E greu să ți imaginezi așa vârstă. Atunci oamenii nu prea. Acum nici nu exista un plan, nu exista oamenii. Tot așa ești vârstă, ca la Otaș, este la Soroca, la râpă la Vechir. Când coborâți voi la Soroca cu serpentina, și este râpă și mare. Apoi când coborâți pe râpă și mare, este o râpă mare cu alb acolo. Și văd călcarele. Apoi și alea au așa vârstă ca și la Otaș. De acolo avem din Zirichin, vreo 7. Bilemniță este un fel de animaluță care seamănă calcar. Care seamănă calmar. Și de la noi se păstrează numai un fel de, așa spun, ca creionă. Calmarul e cam tăiat din carne, nu rămâne cam nimic osos de la el. El are un fel de coadă și aici are un cap cu tentacule. La bilemniță, în afară de cap și ochii aici. Apoi înăuntru era un fel de schelet, așa, din un fel de, el arată de culoarea soră. La calmar nu este. Apoi că în stare fosilă, de la bilemniță, păstrează osul acela, că altceva tot se descompune. Vreau să numești cum stergeni sau cum un fel de grip. Da, da, da. Ia ca de acolo avem și așa și nevoile și le avem. Avem de acolo, nu multe, dar am mai reușit eu să mai găsesc ceva. Și dacă mai avea putere, mai mai duc și mai găsesc așa. Deci solurile noastre sunt comori, chiar și râpile. Deci toată Moscova, tot Sankt Petersburgul, deci paleontologia Moldovei spune așa, absolut toți. Територия Молдавии – это кладовая ископаемых, это сокровище, а что и... А и даже суб гяца Сибири его гасит молки, честь импортант. А кул гасит, где бонди, 20 дни, 40 дни. Да, и члены Молдова, для нового зашного демилевания. Până la mare așa e, sau după mare, sau cum e? Și atunci era mare. După asta a fost altă mare. Și se trăiau în apă? Acolo mai mult, dar păi cum? Asta a fost oceanul. Atunci la aici, la râpă, la Bechir și la... Asta e oceanul a fost. Ah, ele erau de apă este, da? Da. După a fost Mare Badeniană, 13 milioane. La 13 milioane până la 7 a fost Marea Sarmăseană. Bun. Și acolo sunt o groază. Avem o groază de localități unde sunt niște râpi, și în râpile este și acum, de exemplu, vă dau exemplu 3 râpi. Pocșești, râul Urhei, Tăraclea, râul Căușeni și oraș Cimșlie. Sunt niște râpi. Sunt râpi ca să stau straturi. Vezi istoria plini cu oasă. În limba rusă numesc castișă. În limba română se numesc osoare. Deci numai să ai grijă, de sus, așa, dacă ești la adâncime mai, trebuie să curăți tot, după asta curăți suprafața, după asta le scoți unul câte altă. Și cu cine să fac eu asta, dacă eu sunt singur? Eu știu locurile. Nu fiecare știe locurile astea. Bine că eu le știu. Deci statul ar trebui să investească în cercetare? Statul ar trebui să-mi dai măcar un laborant să am. Măcar un ajutor, bun, măcar un ajutor. Eu am încercat să caut studenți prin am fost la universitate de stat, la universitate de la Tiraspol, la bunul. M-am zbătut, am citit lecții, popularizare. Mai măcar cineva poate să ne ia plăcea cineva asta. Trebuie să aplaudă când îi propun să vină să lucreze, dar și salariul aveți. A, atunci nu mă duc eu la mine.